În premieră la Chișinău, în Festivalul Mărțișor, evoluează Orchestra Națională Radio România, eveniment prilejuit de sărbătorirea a 85 de ani de la înființarea radioului public românesc. În program, Tchaikovsky Sinfonia a 5-a, Rachmaninov Concertul numărul 2 pentru pian și orchestră, solist Vladimir Ovchinnikov și Enescu Rapsodia 1, dirijor Yuri Botnari. Pe 3 martie 2013, ora 18, la Palatul Național din Chișinău, un concert extraordinar organizat de Radio România în parteneriat cu Russian Music Society. Partener media, Radio Chișinău și Teleradio Moldova.